Elevii și profesorii de la Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova au pregătit un program artistic care a alternat cu cuvântările invitaților. Vă felicit pe toți pentru tot ceea ce ați făcut, pentru ceea ce faceți, dar să știți că toate lucrurile astea vă obligă să vă propuneți un viitor și mai bun. Să obțineți rezultate și mai bune pe toate planurile. Era ministrul culturii și s-a dus să-i dea ceva sau să-i ceară ceva. L-a găsit foarte ocupat într-un dorap de hârtii pe masă, supărat. Băi, ce mă fac eu? Uite câte am, vreau să plec. Tudor Gheorghe, păi dar nu pleci, mă, Marie, ce mai stai pe aici? Băi, să știi că plec. Mâine plec în Brazilia. Asta era Marin Sorescu, tot timpul șugubăț, vesel. Marin Sorescu nu trebuie să moară, el rămâne viu datorită acest dumneavoastră familiei Sorescu, Silvia, care se zbate într-adevăr extraordinare, pentru ca memoria lui să rămână intactă și să crească în continuare. Cadrele didactice de aici se mândresc cu numele lui Marin Sorescu și cu moștenirea cultural-artistică primită de la acesta. Dascălii încearcă să facă educație prin emoție, prin fascinație. Emoția este cel mai puternic vector de comunicare. Emoția este ceea ce ne leagă pe toți dintre noi și educația aceasta prin fascinație, care este singurul tip de educație care trebuie să se facă, este cea care se bazează pe emoții. Emoțiile scot din interiorul copiilor tot ce au e mai bun. Iar pe partea asta artistică, eu sunt sigur că ăsta este drumul spre succes. Liceul de Arte a găzduit și o expoziție de artă plastică Soreștiana cu lucrări ale elevilor de aici.